Daniel, sunt din Drobeta Turnul Severin, am o crescătorie la Cogoșu, undeva la 45 de km de Severin. Categoriile mele preferate sunt viteza, demifondul, fondul și maratonul. Concurez de undeva de 10 ani la clubul de vesel. Cele mai bune rezultate le-am avut în anul 2021, adică anul trecut, la categoria maraton. La categoria maraton, AS Maraton, am avut locul 1, nu, Grand Prix Maraton și categoria la fond, locul 2, cu femeia la 309-340. Dețin două crescătorii, o crescătorie de viteză și una de maraton. Crescătoria de viteză are undeva la 6 metri, 6 pe 4, iar crescătoria de maraton 6 metri cu tot cu volieră în față, cred că 6 pe 6. Metoda de zbor, zbor la natural, pentru că nu-mi permite timpul și nici programul nu-mi permite, de la prima etapă până la ultima etapă. Între etape nu fac decât un singur antrenament, chiar două, depinde de timpul care îmi permite. Mâncarea preferată care o folosesc Van Robaițu și Bayersu. Depinde de etapă, etapele depinde cum sunt etapele, de grele. Când vin de porumbei de la concurs folosesc depurativa și Vandenabelul și așa mai departe. La maraton folosesc Comanul. Depinde de etapă, dacă etapa e mai ușoară, folosesc și supliment. Ca supliment folosesc Belgasolul. Belgasolul, care este produsul meu preferat. Pui, nu-i zbor cu asociația, fac antrenamente separate, undeva până la 300-300 de kilometri. Iar în primul an care izbor undeva până la maxim 600 de kilometri. Iar al doilea an merg tot la maraton. Vis-a-vis de consanguinizare, nu folosesc consanguinizare. Tratamentele de iarnă, eu nu tratez porumbei iarna, doar dacă este cazul. Tratez înainte de a da drumul la porumbei afară, până avea la o lună de zile, o lună jumătate înainte. De bază folosesc Tolisanul, produse de la Tolisan, T-Cacao, Bromosprintul, de căi respiratorii. Deci acestea sunt produsele care sunt de bază la mine în crescătorie, care le folosesc. După concursuri nu selectez porumbei, le mai dau o șansă pentru că poate să fie porumbei la un an sau care se maturizează mai târziu, la 2 ani de zile. Și atunci nu îi selectez, le mai dau o șansă al doilea an. Sfatul pentru cei care sunt începători, să ia porumbei de la oameni consacrați și cei care zboară porumbei de ani de zile. Gen cum am luat eu de la prietenul meu, Nea Ion Caragea, domn profesor de la Reșița. Vă prezint porumbelul femela cu 309-340. Ia uitați și inelul. De 2019, femela care a ieșit în 2021, a ieșit campioană la etapa de Grand Prix, locul 1, maraton, și azi maraton, locul 1. Și are și locul 2 la fund, pe județ. Femela se trage din doi porumbei de la prietenul meu de la Reșița, Caragea, care mi-a dat împrumut să scot din ei. Acesta este porumbelul care la mine pe crescătorie a venit al doilea de la Izu. Este cu femela, cu campioana. Sunt frați de tată. Amândoi porumbei sunt de la prietenul meu de la Caragea, de la domn profesor de la Reșița. Este porumbelul cu 590-547. Care sunt frați de tată.